Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj monitorizează apariția infecțiilor respiratorii și vin cu măsuri de prevenire și educație sanitară pentru populație. Sunt oameni afectați de bolile specifice acestui sezon care spun că se îngrijesc cu ceaiuri naturiste, fructe și medicamente. Ca măsuri de prevenire pentru populație, în acest sezon recomandăm evitarea frigului, aglomerațiilor, o alimentație bogată în vitamine, consumul de legume, fructe, evitarea alcoolului. De asemenea, persoanele bolnave cu boli cronice, copiii, vârstnicii, cei cu boli cardiovasculare, se recomandă să evite frigul și să se protejeze cu îmbrăcăminte cât mai călduroasă. Pentru gorjeni, o soluție împotriva răcelii este și vaccinul antigripal, care are efect puternic asupra organismului. Eu ceaiuri folosesc, nu folosesc injecții, n-am făcut injecții niciodată, n-am făcut nimic. Ați mai fost vaccinat? De preferați mai mult vaccinul? Da, am fost vaccinat acum 2 ani și a fost foarte bun. Nu ați răcit? Nu, toată iară, dar l-am luat în noiembrie. La sfârșitul lui noiembrie l-am făcut. Dar acum, dacă nu sunt vaccinuri, de unde? Părinții au stabilit deja primele măsuri de prevenire a răcelii pentru cei mici. Ce facem noi când e frig? Cred că s-au îmbrăcat. Da, sigur, astea sunt primele măsuri, nu? Care sunt la îndemână oricui, trebuie să ne îmbrăcăm bine, să ne ferim de frig, de umezeală, nu? Când transpirăm, când alergăm și transpirăm, după aceea mergem imediat în căsuță. Una din greșelile cel mai des întâlnite la debutul unei răceli este administrarea de antibiotice. Medicii nu recomandă acest lucru decât atunci când apar și unele complicații de natură bacteriană, care duc la infecții ale gâtului, sinuzită, otită sau pneumonie.